Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate, emisiune care intră în casele dumneavoastră, după cum bine știți, în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 16:30, cu sfaturi utile în materie de medicină clasică, dar și medicină naturistă. Dragii mei, astăzi vorbim despre un subiect foarte cerut de dumneavoastră, telespectatorii, în scrisori și mesaje, și anume cancerul pulmonar, patologie foarte gravă, foarte frecventă în țara noastră, atât în rândul bărbaților cât și a femeilor, care, descoperită tardiv, poate duce la deces. Ce este cancerul de plămâni, ce factori de risc duc la apariția lui, dar și cum poate fi prevenit acesta, ne va spune invitatul meu de astăzi, domnul dr. Ovidiu Rus, medic specialist, secția de chirurgie toracică, Institutul Oncologic Fundeni. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit la Sănătate înainte de toate. Să rămână bine, v-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu mare plăcere. Dragi telespectatori, domnul doctor Ovidiu Rus face parte din echipa domnului profesor Teodor Horvat, profesor care știu că îl cunoașteți cu toții, fiindcă dânsul a fost fondatorul clinicii de chirurgie toracică al Spitalului Militar, dar astăzi activează la Institutul Oncologic Fundeni. Așa că, dragilor, dacă aveți vreo problemă ce are legătură cu chirurgia toracică, puteți să apelați cu încredere la dânsul, dar și la echipa dânsului, fiindcă cu toții sunt cu adevărat niște profesioniști. Domnule doctor, să revenim la subiectul emisiunii noastre de astăzi, și anume cancerul de plămâni. Dar înainte să ne spuneți ce este cancerul de plămâni, ce factori duc la apariția acestuia, tratamentul și, foarte important, dacă poate fi prevenit sau nu, aș vrea să le spunem telespectatorilor câte ceva despre plămâni. Unde sunt ei localizați și care e funcția lui principală, funcția lor principală pentru a înțelege, domnule doctor, de ce trebuie ca aceștia să rămână sănătoși. Sigur. Plămânii, precum poate multă lume știe, sunt este un organ, de fapt sunt două, număr de doi plămâni avem. Fiecare corp omenesc are doi plămâni, se localizează la nivelul toracelui, iar funcția lor principală este în asigurarea schimburilor gazoase ale organismului. În ce constau aceste schimburi gazoase? Practic, plămânii asigură aportul de oxigen necesar, practic, de desfășurării diverselor reacții metabolice a nivelul organismului, și elimină dioxidul de carbon produs în urma acestor reacții. Cu alte cuvinte, fără plămâni, nu am supraviețuit. Deci nu putem să respirăm, nu are viață. Nu putem să respirăm. Dacă îmi permiteți o glumă, avem marele noroc că avem doi plămâni și unul singur. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de ei și să prețuim, practic, nu numai plămânii, ci întregă organismul nostru, și să avem o viață sănătoasă. Așa este, nici fără inimă, domnule doctor, nu putem trăi. Și inima, un alt organ la fel de important ca și plămânii. Dar cam cât cântărește un plămân, domnule doctor, și ambii, cel stâng și cel drept, cântăresc în mod egal, sau unul e mai mare și unul e mai mic? De cântărit, greutatea variază. Oricum, plămânii nu sunt egali, deoarece plămânul stâng este în imediată apropiere a inimii, de fapt, și cel dreptul se află la fel, doar că poziționarea inimii face în așa fel încât plămânul stâng să fie puțin mai mic decât cel drept. Oricum, funcția acestora este cu aproximație egală, puțin mai mic pentru plămânul stâng. Și cancerul pulmonar, domnule doctor, ce este mai exact? Haideți să le spunem telespectatorilor. Încerc o definire pe înțelesul tuturor. Practic, este o afecțiune
care apare la nivel pulmonar și constă în apariția unei tumori maligne. Toată lumea știe ce înseamnă malignitate, adică practic agresivitatea tumorii care se răspândește, se dezvoltă atât local cât și la distanță, cu efecte fatale pentru persoana în cauză. Dacă este să continuăm în aceeași idee, poate la fel lumea știe, dar mă simt dator să reiterez acest lucru, că cancerul pulmonar are la bază o viciu al nostru, al multora dintre noi, și anume fumatul. Deci fumatul e principala cauză de apariție, să spunem, a acestei patologii. Și pe lângă fumat, domnule doctor, ce factori de risc mai sunt, pentru ca telespectatorii noștri să știe de ce să se ferească? E posibil, domnule doctor, nu știu, poate se uită la noi o mulțime de fumători și poate după ce o să urmărească emisiunea cu noi, își vor pune așa un semn de întrebare dacă nu cumva este prea nociv acest viciu pentru sănătatea lor. Aș fi foarte fericit să ridic acest semn de întrebare în mintea lor și sper să reușesc în urma emisiunii de astăzi. Fumatul, practic, precum am spus, reprezintă principalul factor. Ca idee, la ceea ce mă refer, aproximativ 80% din pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar sunt fumători. Deci eu spun că acest procent relevă totul. De multe ori, pe lângă fumat, se mai asociază și alți factori, cum ar fi expunerea profesională. Și aici mă refer la cei care lucrează în domeniul construcțiilor, zugrav, vopsitori. Este doar unul dintre multele exemple. La mineri, medii toxice, evident. Și dacă e să conștientizăm, acei muncitori, acele persoane care lucrează în mediul toxic, marea majoritate covârșitoare, de altfel, ei sunt fumători. Pentru că munca lor este grea și automat au nevoie și de țigară, din nefericire. Domnule doctor Ovidiu Rus, dar cei care au în familie antecedente, să spunem, de sănătate în ceea ce privește cancerul pulmonar, nu știu, au un bunic sau o rudă de gradul 1 care au avut această patologie, sunt ei mai predispuși acestui risc de a face această boală gravă? S-a demonstrat în urma studiilor că rudele de gradul 1 care au avut practic cancer pulmonar, automat acele persoane riscă și ele să aibă la bundea să facă cancer pulmonar. Până la urmă vorbim de o susceptibilitate genetică. Nu se știe la momentul acesta în ce măsură această predispoziție genetică influențează și cât la sută influențează din toți acești factori apariția cancerului pulmonar. Domnule doctor, ne-a spus că cei care fumează se află pe primul loc. Dar cei care nu fumează, domnule doctor, și stau în medii în care se fumează, neavând ce face, inhalează și ei fumul de țigară. Aceștia prezintă și ei vreun risc pentru apariția cancerului pulmonar? Fumatul acesta pasiv. Evident că prezintă și, din nefericire, multă lume nu conștientizează acest lucru. Ei stau liniștiți, domnule, lasă-l pe prietenul meu să fumeze, dar câtă vreme eu nu fumez, sunt absolut ferit de orice problemă. Nu este adevărat că, până la urmă, eu, dacă stau în acest mediu cu fum provenit de la țigară, automat îl inhalez, nu? Și, până la urmă, tot ajunge la nivelul plămânilor și tot poate să producă modificările precursoare apariției cancerului pulmonar. Cei ce au făcut, continuăm cu factorii de risc, domnule doctor, știți că foarte multă lume e bolnavă de TBC. Au existat numeroase campanii, se pare că avem foarte multe cazuri înregistrate cu TBC. Dacă o persoană a făcut un episod de TBC, să spunem că nu formă foarte gravă, formă ușoară, care a putut fi tratată cu pastile, a răspuns la tratament, fiindcă de multe ori, dragii mei, tratamentul nu dă roade dacă forma aceasta este mai agresivă. Aceștia, în timp,
sunt mai predispuși la la cancer de plămâni, trebuie să aibă, să spunem, mult mai multă grijă la ceea ce fac, unde se află, să evite locurile unde să fumeze, să nu cu care cumva să fumeze. S-a dovedit științific faptul că leziunile preexistente favorizează apariția cancerului pulmonar. Printre aceste leziuni preexistente se numără și sechelele post-TBC. Pe lângă aceste sechele mai sunt și alte leziuni preexistente, infarctizările pulmonare, accidările pulmonare. Deci grijă automată, câtă vreme știi că ai avut o boală care ți-a afectat destul de serios plămânul, trebuie să ai. Chit că să urmărești în timp, să nu ai o recădere, chit că trebuie să te gândești și la alte posibile complicații, cum este cancerul pulmonar. Dar dacă un pacient, domnule doctor, a fost diagnosticat cu TBC, s-a tratat și au trecut, să spunem, 7-8 ani de zile, mai există vreun risc pentru el să reapară această boală sau să facă cancer pulmonar? Această complicație? Să facă cancer pulmonar, evident că există un risc, precum vorbeam de factorii predispozanți, riscuri avem, orice om dintre noi are un risc, mai mic sau mai mare, în funcție de ce facem în viața asta. Că fumăm, că trăim în mediu toxic, că trăim într-o atmosferă poluată, că suntem stresați, că până la urmă și stresul reprezintă un factor favorizant al cancerului în general. Da, cred că stresul, domnule doctor, se află pe primul loc. Suntem un popor de oameni stresați și cred că nu numai românii și celelalte popoare, și uitați că stresul acesta de multe ori ne creează mari probleme de sănătate. Și unde mai punem, domnule doctor, că în general nu reacționăm la primele simptome, le trecem cu vederea, parcă nu avem niciodată timp să mergem la medic, să ne facem timp să-i călcăm pragul cabinetului și lăsăm așa timpul să treacă, spunem că mâine, că poi mâine, până când boala avansează și dă simptome. Și după cum știm, de multe ori bolile grave dau simptome când se află printre ultimele stadii, ceea ce nu e deloc plăcut nici pentru pacient, dar nici pentru doctor, domnule doctor Ovidiu Rus, fiindcă este mult mai greu de tratat în faze avansate. Evident că nici cancerul pulmonar nu face rabat de la această regulă nescrisă a cancerului în general, și anume faptul că simptomatologia apare în fazele tardive ale bolii. Din nefericire, pacienții nu conștientizează riscul, chiar dacă îl conștientizează, preferă să mai stea, să mai aștepte, astfel încât la doctor se ajunge când simptomatologia devine evidentă, devine chiar, trece de faza suportabilității și automat pacientul este împins de la spate și ajunge în fața medicului. Există, domnule doctor, mai multe tipuri de cancer pulmonar și care ar fi cel mai întâlnit la noi în țară? Evident că există mai multe tipuri de cancer pulmonar. Cancerul pulmonar este împărțit în două mari grupe. Cancerul cu celulă mică și restul de non-small cell lung cancer, care sunt alte tipuri histopatologice. Practic, de ce s-a făcut această împărțire? Datorită factorilor favorizanți diferiți, datorită prognosticului diferit și datorită tratamentului diferit. Există, evident, mai multe tipuri de cuantificat la nivelul țării noastre care este preponderent. Nu știu dacă este un tip detașat în procentaje. Sunt oarecum egale ca preponderență. Din nefericire, apar din ce în ce mai multe cazuri cu tipar mixt, adică nu putem să vorbim doar de un adenocarcinom pulmonar sau de un carcinom epidermoid. Întâlnim ambele tipuri histopatologice la același cancer pulmonar, ceea ce automat creează dificultăți. Dar există o formă mai agresivă? Evident, carcinomul cu celulă mică, tocmai de ce v-am spus s-a făcut această împărțire, este cea mai agresivă formă de cancer pulmonar și sunt două părți aici. Pe de o parte, tratamentul chirurgical nu este indicat
în cadrul cancerului cu celulă mică, dar tratamentul chimioterapic, adică tratamentul oncologic, funcționează destul de bine, însă funcționează în primă fază. Reacționează foarte bine la tratamentul oncologic, în sensul că dă înapoi, însă la fel de repede revine. Dar de ce nu e recomandat tratamentul chirurgical? Pentru că este o formă atât de agresivă încât tratamentul chirurgical nu și-ar avea rost. Tratamentul chirurgical își are rostul în măsura în care cancerul respectiv are un prognostic, tu îl operezi și el o să aibă un prognostic bun. Dacă nu are un prognostic bun și nu ajută efectiv la creșterea duratei de supraviețuire, nu este indicat să-l operezi. Nu că nu se merite, că de operat poți să operezi, dar trebuie ca pacientul să aibă un real beneficiu în urma tratamentului chirurgical. Dar cum se manifestă, domnule doctor, cancerul pulmonar? Și vreau să-mi spuneți aici ce simptome întâlnim în faza incipientă a cancerului și ce simptome se întâlnesc în faza avansată. Presupun că în faza avansată simptomele sunt multiple, să spunem așa. Se diversifică. Sunt diversificate. În faza incipientă, din nefericire, nu prea avem simptomatologie. În foarte puține cazuri când am avut așa, asta doar datorită unei localizări, eu știu, mai centrale, care să poată să determine anumite simptome. De regulă nu avem simptomatologie. În momentul în care un cancer pulmonar ajunge să fie diagnosticat, normal, în urma simptomatologiei, deja vorbim de fazele tardive ale bolii. Și ca să enumăr câteva dintre simptomele cancerului pulmonar, în primul rând discutăm, pacientul are o tuse. De la asta pornește mare parte din pacienți, asta îi supără ca o tuse. O tuse persistentă pe care... O tuse seacă sau... De obicei seacă, dar nu este o regulă. Care îi supără, dar care ei o pun în contextul faptului că au fumat sau că fumează în continuare. Domnule, eu am fost un fumător toată viața și automat tusea asta e normal de la țigări. Dar nu conștientizează în ce fel e de la țigări, adică a apărut o leziune între timp la nivelul plămânilor. Dar tusea asta, domnule doctor, este prezentă ziua, noaptea sau și ziua și noaptea? E greu de cuantificat dacă are o prezență de o anumită parte a zilei. Pacientul doar se plânge de această tuse, ceea ce iarăși este într-o mai mică măsură, dar ne întâlnim destul de des cu această situație, pacienții se plâng că au răcit. Deci pacientul vine convins la noi că el a avut o răceală. O răceală și nimic mai mult. Unii chiar ne explică de la ce li s-a tras răceala, că au fost vara la fân și au băut după aceea un pahar de apă de la fântână, o pahar de apă rece. După aceea, făcând investigațiile, de fapt își dau seama și ne dăm seama împreună că nu vorbim de o simplă răceală, că vorbim de o leziune pulmonară care automat are anumite simptome care se suprapun unei banale răceli. Că tot ați amintit de răceală, domnule doctor, în momentul în care suntem răciți și nu mergem la medic să ne dea un tratament pentru această răceală, ci apelăm la punguța noastră cu pastile pe care sunt sigură că toți o au în casă. Avem de febră, de durere, cum are fiecare în casă. Credeți că aceste răceli netratate corespunzător de medic pot să ne facă probleme mai târziu? Pot să ne facă măsura în care aceste răceli ascund altceva. Și evident, dacă discutăm de o răceală și de o infecție la nivelul tractului respirator, automat această infecție netratată corespunzător nu se vindecă corespunzător. De aceea este necesară prezența la medic și de aceea medicul este dator, medicul de familie, că până la urmă el este baza sistemului sanitar și la dânsul se prezintă pacientul. Este dator să-i facă o radiografie pulmonară când are cea mai mică suspiciune de o afecțiune la nivelul tractului respirator. De multe ori, din nefericire, acest aspect se neglijează. Se merge pe principiul, e o răceală, hai să dăm câteva zile antibiotic și să vedem ce rezolvăm. Culmea este că, în unele cazuri, chiar pe moment, simptomatologia se ameliorează. Și toată lumea e fericită că răceala a trecut.
Doar că răceala nu e răceală, ci e mai mult. Dar cam în cât timp avansează, domnule doctor, cancerul pulmonar, să spunem, de la o stare incipientă la o stare avansată? Cam vorbim aici de luni, vorbim de ani? În general vorbim de ani, dar rata de creștere și de dezvoltare a celulelor tumorale depinde de tipul histopatologic de care vorbim. Sunt cancere pulmonare care au o rată de creștere de ani, cum e cazul carcinomului epidermoid, să spunem, și sunt canceri, cum este cel cu celule mică de care tot am amintit, care are o rată de creștere mult mai rapidă. Ne-a spus că în stare incipientă această patologie nu prea dă simptome, decât o tuse care ne duce în eroare, că ar fi de la o răceală, dar în faza avansată, domnule doctor, aici de ce simptome vorbim? Când deja pacientul își ridică un semn de întrebare și ajunge deja la dumneavoastră. În faza avansată vorbim de mai multe simptome, și anume tumora a crescut, de cele mai multe ori a depășit granița plămânului și automat afectează organele înconjurătoare sau țesuturile înconjurătoare. Deci se extinde și la celelalte. Se extinde automat, local ea se extinde. Pe lângă extinderea distanței, ea se extinde și local. Și aici vorbim în primul rând de durere. Odată ce tumora a ajuns la perete și la pleura parietală, care acoperă, învelește cutia toracică, automat avem de-a face cu durerea. Și durerea este un simptom care în cele din urmă aduce pacientul la medic. Dar în acest caz vorbim de tumoră extinsă și cu probleme în extirparea ei. Normal, tehnic s-ar să creeze niște probleme în plus. Când deja tumora e avansată, putem vorbi, domnule doctor, și de stări febrile, de, nu știu, tuse cu sânge, de greutate scăzută, să spunem așa, fără motiv. Da, de că tot ați amintit, hemoptizia, practic, este simptomul cel mai îngrijorător și orice pacient care ajunge să aibă o hemoptizie, practic, cu siguranță va veni la medic, pentru că pierderea de sânge îl sperie cel mai tare. Nimic nu îl sperie mai tare decât faptul că a expectorat sânge și atunci se prezintă la medic, dar de multe ori și hemoptizia apare în faze tardive. Acest simptom apare și în TBC, nu? Da, apare și în TBC. Deci ne-a spus care sunt simptomele, domnule doctor, să trecem la diagnosticare. Vine pacientul la dumneavoastră cu certitudinea că are ceva grav, dar nu știe dacă e vorba despre această patologie foarte gravă sau nu. Ce investigații faceți dumneavoastră ca să puneți un diagnostic corect? Evident că de cele mai multe ori pacientul ajunge la noi măcar cu o radiografie pulmonară, dacă nu chiar cu un examen computer tomograf. Radiografia reprezintă gestul minim de investigație care să-ți permită să vezi dacă plămânii sunt afectați. Nu înseamnă că 100% din cazuri, dacă plămânii sunt afectați, o să vezi pe acea radiografie, dar reprezintă un prim pas premergător altor investigații mai avansate din punct de vedere tehnic. Dar e posibil, domnule doctor, pe radiografie să nu apară nimic și totuși persoana să aibă această patologie, să fie nevoie și de alte investigații, că poate știți cum e. Omul se duce, domnule doctor, se duce la medicul de familie, ia o trimitere, merge la radiografie și după ce îi se dă rezultatul, nu are nimic. Văzând că nu are nimic, nici nu-și mai face probleme. Zice, domnule, la că stau liniștit, că nu am nimic, nu mai merg să fac alte investigații. Că dacă aveam ceva în neregulă, sigur trebuia să iasă pe radiografie. Aceasta este o percepție greșită, precum am spus, și este de datoria medicului cu care a intrat în contact pacientul să explice că faptul că pe radiografie nu se vede nimic, asta nu înseamnă că automat plămânii lui sunt sănătoși. O leziune și o leziune pulmonară se vede pe radiografie de principiu atunci când ajunge în jurul diametrului de 1 cm, 7 mm, 1 cm.
sub această dimensiune nu se vede. De asemenea, aceste leziuni nu se pot vedea pe radiografie dacă au localizare mai centrală și sunt practic oarecum acoperite de inimă și de alte organe ale mediastinului. Deci trebuie să recurgă și la celelalte investigații, în afară de radiografie. Și care ar fi, domnule doctor, celelalte investigații? Investigația principală și esențială este examenul computer tomograf. CT-ul. CT-ul, exact. CT-ul care ne permite, fără drept de apel, să vedem exact leziunea, să vedem exact cât de mare este, ce raporturi are cu țesuturile vecinate, și nouă ca și chirurg să vedem exact dacă poate fi extirpată sau nu. Este un prim pas important în stabilirea indicației chirurgicale. Aici aș face mențiune apropo de examenul computer tomograf și o recomandare călduroasă. Cancerul pulmonar este dă din fericire și metastaze și dă și metastaze în principal la cap, la creier. De aceea, când se suspicionează și când se confirmă o leziune malignă pulmonară, este absolut necesar la examenul CT de torace să facem și un examen CT cerebral. Este obligatoriu și nu putem să sărim peste acest segment anatomic în condițiile date. Și alte investigații, bronhoscopia se face iarăși. Și să le spuneți telespectatorilor și în ce constă, fiindcă să știți că ei sunt înspăimântați așa de această investigație imagistică care e spre binele lor în anumite situații, fiindcă aceasta spune dacă avem sau nu avem ceva. Desigur, bronhoscopia reprezintă al doilea pas important în stabilirea indicației chirurgicale. Se face, făcând o paralelă, este asemănătoare endoscopiei digestive, se face cam cu același tip de instrumentar, se face cu anestezie locală, deci nu o să fie o senzație dureroasă sau mai știu ce. Toată lumea asociază bronhoscopia cu ideea că de nec, o să se nece, că nu se mai poate respira. Se poate. Cu o anestezie bine făcută și cu un bronhoscopist cu experiență și cu răbdare, cu siguranță bronhoscopia nu reprezintă o investigație de temut. Deci, practic, se introduce un aparat. Un aparat cu o cameră. Cu o cameră în vârful acestuia și, practic, se investigează tot tractul respirator, deci, practic, trachea și bronșile principale. Vă dați seama că la un moment dat bronșile se îngustează și nu pot să pătrunzi până în periferie, dar îți permit o vizualizare de ajuns de completă ca să poți să realizezi importanța leziunii care afectează plămâna. Dar dacă trebuie să iei o biopsie, să iei un fragment, cum se procedează? Se procedează de obicei tot prin bronhoscopie. În momentul în care ai vizualizat la nivelul tractului respirator expresia bronșică, îi spunem, adică practic tumora afectează o bronș sau chiar trahea. De la acel loc se pot lua biopsii multiple și automat avem un rezultat. Sunt însă cazuri în care tumora este localizată periferic și atunci această expresie bronșică nu o avem. Și atunci trebuie să ne orientăm spre alte metode de diagnostic, pentru că nu avem posibilitatea de a lua biopsie prin intermediul bronhoscopiei. Examenul de spută ne ajută și el, cu ceva, într-o oarecare măsură? Examenul de spută, desigur, ne ajută prin intermediul examenului citologic care se face din spută și care poate constata prezența de celule maligne. Însă, citologia nu reprezintă decât un prim pas în diagnostic și pentru noi și pentru oncologi este necesar să avem un diagnostic histopatologic, adică practic să avem o biopsie, nu doar un examen citologic. Biopsia cam în cât timp vine? Știu că durează examenul. Aici sunt niște probleme, pentru că durează din nefericire destul de mult față de când ne-am dorit noi chirurgii, care ne chinuim să le obținem în cea mai mare grabă și după aceea ne rugăm ca să obținem să fie lucrate acele piese și să le obținem cât mai repede. Dar slavă Domnului că avem în domeniul nostru anatomopatologic cunoscut, priceput, care ne ajută fără nicio problemă și reușim să rezolvăm problema în timp util. Domnule doctor, dar nu știu, mă întrebam, nu există un test de sânge care să
se depisteze cancerul pulmonar în stare de incipiente sau vreun vaccin, ceva pe care omul să și-l facă, mai ales cei care prezintă factori de risc, cei care au avut TBC, cei care au avut în familie astfel de cazuri, cumva să-și iau o marjă de siguranță. Nu, din nefericire, nu avem teste de sânge sau alte teste care să ne depisteze în stadiu incipient prezența cancerului pulmonar. Avem anumite substanțe care sunt secretate și sunt prezente în sânge, însă ele nu sunt specifice cancerului pulmonar. Le găsim și în alte tipuri de cancere, deci practic nu ne ajută să spunem, domnule, ai cancer pulmonar. În cel mai bun caz, ai o problemă care trebuie verificată de unde pleacă. Dar nu putem să ne referim strict la cancerul pulmonar ca fiind rezolvat în urma acestor investigații de sânge. Dar cei ce au avut aceste probleme, domnule doctor, ce investigații ar trebui să facă periodic sau, nu știu, la 6 luni, la un an, pentru a vedea că nu sunt complicații? Sigur. Vă referiți la cei care au fumat? Cei care au fumat, evident. Au în familie astfel de cazuri, care sunt, bineînțeles, mai expuși și probabil că ei își ridică un semn de întrebare. După vârsta de 40 de ani, ar fi bine ca măcar o dată pe an să-și facă o radiografie toracică. Mă refer aici și în special la fumători și la cei care sunt expuși profesional. V-am spus, radiografia toracică nu acoperă și nu pune diagnostic de 100% de prezență sau de absență a cancerului pulmonar, însă poate să orienteze medicul în a cere sau a nu cere alte investigații suplimentare. CT-ul la torace vede mai bine decât o radiografie? Evident dacă că vede. Și-ar face aceste persoane direct CT la cutia toracică. Este să zicem deja, să sărim puțin spre radiografie. Știți de cum radiografie. În medicină nu prea e bine să sar pași. E bine să o iei pe rând, să o iei de la început cu radiografia și după aceea, dacă tu ca și profesionist și îți dai seama că este o problemă, atunci să cer mai departe tomograful. Tomograful este o investigație care costă, dacă ne referim la costuri, vorbim de câteva sute de lei față de o radiografie toracică și care, normal, discutăm și de doze de iradiere în urma tomografului și de altele, deci nu putem să le facem chiar așa fără doar de a pune din prima un diagnostic sau nu. Domnule doctor, am și o curiozitate. În general, la persoanele acestea care au avut o problemă cu plămâni, nu foarte gravă, vorbim de astea la alte mai mici, să spunem că dacă și-au tratat această problemă de sănătate, sigur, și merg peste 5, luăm un pacient, să zicem, că tot și TBC-ul contribuie negativ la apariția cancerului la plămâni. A avut TBC, s-a tratat, au trecut, nu știu, câțiva ani, 4, 5, 6 ani și merge să facă un CT sau o radiografie. Doctorul vede pe plămânii acelui om că, nu știu, cu câtva timp în urmă, vorbim de ani, omul acela a suferit o leziune, mai rămân semnele acolo sau se vindecă complet? Nu se vindecă, evident, boala se vindecă, în schimb rămân sechelele care le vezi. Deci plămânii unui om care au avut o suferință, și aici vorbim de TBC, sunt mult mai sunt diferiți decât la o persoană care n-a avut nicio problemă, să zicem, cu plămâni sănătoși, chiar dacă a existat tratamentul acesta. Nu sunt cu mult diferiți, în schimb au, v-am spus, aceste niște semne care se văd și pe radiografie, mai puțin, mai mult pe tomograf. De obicei sunt în apexurile pulmonare, adică la vârful plămânii, că acolo se localizează cu preponderență. Câtă vreme discutăm doar de niște sechele, nu este nimic ca în neregulă. Am înțeles. Acum să trecem la tratament, că nu mai avem decât vreo 5 minuțele, domnule doctor, din emisiune. Să ne spuneți, în primul rând, de câte stadii vorbim în cazul cancerului la plămâni și să ne spuneți așa cam la ce tratament trebuie să recurgem pentru fiecare stadiu. Deci vorbim de 4 stadii. În cazul cancerului pulmonar,
Pentru stadiile incipiente, stadiul 1, stadiul 2 și stadiul 3, se recomandă tratamentul chirurgical de primă intenție. Aici fac o paranteză, stadiul 3 este subîmpărțit în 3A și 3B, ăstea deja sunt treburi tehnice. Spuneți-ne ce e esențial, domnule doctor. Iar în acest stadiu, stadiul 3, de fapt, avem de a face cu bariera, apropo de indicație chirurgicală, peste această barieră deja trecem spre oncologie, adică spre chimioterapie și spre radioterapie. Deci, practic, stadiul 3B și stadiul 4, de principiu, ca primă intenție sau ca tratament definitiv, se indică tratamentul oncologic. Și credeți că poate fi prevenit, domnule doctor, cancerul pulmonar? Și dacă da, haideți să le repetăm telespectatorilor cum. Cu siguranță poate, sau măcar putem să încercăm să-l prevenim și nu neapărat să prevenim, cât măcar să-l preîntâmpinăm și să-l, în momentul în care apare, să fim pe fază, dacă îmi permiteți expresia asta. V-am spus, după o anumită vârstă, repet, de oricâte ori este nevoie, suntem datori, mai ales dacă am avut anumiți factori, am fost fumători, am lucrat sau lucrăm în detoxi sau așa, să facem o radiografie o dată pe an. Nu este mare lucru, este gratuită, chiar dacă medicul de familie sau medicul cu care intrăm în legătură nu ne recomandă, putem noi să sugerăm acest lucru, este dreptul nostru și obligația noastră să avem grijă de sănătatea noastră. Și mai avem, domnule doctor, două minuțele și vreau să-mi răspundeți la două întrebări. Doamna Ioana din București vă întreabă dacă a avut apă la plămâni, are o predispoziție mai mare pentru cancerul la plămâni, domnule doctor? Depinde care a fost etiologia acelei pleurezi. Atât, ne spune că a avut apă la plămâni. V-am zis, leziunile preexistente pot să, posibil că această apă la plămâni sau pleurezie, cum se numește în termeni medicali, să fie fost în contextul unui TBC sau, eu știu, în contextul altei afecțiuni și automat să există o predispoziție, dar nu este neapărat necesar. Și doamna Geta, de 41 de ani, a fost diagnosticată cu această afecțiune, cancer pulmonar, s-a operat, dar vrea să precizeze că nu a fumat, nu fumează și nici nu stă într-un mediu unde se fumează. Și vă întreabă, domnule doctor, dacă e posibil să fi făcut acest cancer pulmonar de la stres sau după un AVC, fiindcă înainte cu 6 luni a suferit un accident vascular cerebral. De la stres, părerea mea personală și numai a mea este că este posibil să fi făcut acest cancer. Sunt multe persoane care relatează, sau dacă stai să le faci o anamneză riguroasă, rememorează un episod acut de stres în trecutul lor nu foarte îndepărtat și după aceea au început probleme. Deci este posibil ca și stresul să fi contribuit la declanșarea acestui cancer. Sincer, AVC-ul nu mi se pare că ar fi avut vreo legătură în acest caz. Domnule doctor, acum haideți să facem o concluzie cu privire la cancerul pulmonar. Ce ar trebui să rețină telespectatorii cu privire la această patologie? Concluzia este simplă și anume faptul că dacă preîntâmpinăm, prevenim cancerul pulmonar, avem o șansă să-l operăm și să-l vindecăm. Dacă venim târziu la medic, atunci lucrurile se complică și nu putem decât să fim martorii unei evoluții mai nefavorabile, dar eu sunt un optimist incurabil și spun că luate lucrurile din timp pot fi rezolvate. Cu cât ajungem mai devreme la, la medic, cu atât șansele noastre sunt mai mari. Domnule doctor Ovidiu Rus, vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați acceptat invitația și să știți că vă aștept cu mare drag și altă dată pentru a dezbate și alte subiecte interesante, la fel cum a fost și cel de astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere. Cu mare drag vă așteptăm. Dragii mei, dumneavoastră, nu plecați din fața micului ecran, fiindcă urmează un scurt moment de publicitate, dar revenim imediat cu un alt invitat. Publicitate.